Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră în seara aceasta cu o temă și bineînțeles cu un invitat, un cunoscut pastor din Statele Unite ale Americii, nimeni altcineva decât pastorul Luigi Mițoi, pastorul la Bisericii Pentecostale Betania din Chicago și profesor la Sola Scriptura Seminary, la fel tot din Chicago, Illinois. Vă spunem un bun venit, frate pastor, bine ați revenit la noi în emisiune. Bine v-am regăsit, mulțumesc frumos pentru invitație. Prima emisiune de când nu ne-am văzut în anul trecut, e prima emisiune pe anul acesta și vă mulțumim foarte mult pentru acceptul dumneavoastră de a începe o nouă sesiune de emisiuni de la distanță, noi de aici și dumneavoastră de acolo din Statele Unite. Mulțumim Domnului pentru disponibilitatea dumneavoastră, pentru sănătatea de care Dumnezeu s-a îngrijit și pentru faptul că sunteți gata să slujiți în continuare și prin intermediul acestei lucrări, lucrarea care se numește Producens Media. Vă mulțumim foarte mult! Este o onoare pentru mine, eu vă mulțumesc! Stimate frate pastor, stimați telespectatori, în seara aceasta vom aborda o temă, a spune eu, critică pentru societatea în care trăim. Ați tot văzut în ultima vreme, hai să spunem în ultimii ani, atât pe pagina noastră de Facebook, cât și pe alte pagini conservatoare, creștin-conservatoare, tema avortului, abordată din punct de vedere al legislației, din punct de vedere al noilor inițiative din zona aceasta a curentelor progresiste, dar noile ideologii cu privire la viață. În seara aceasta, cu ajutorul fratelui Luigi Mițoi, vom discuta despre perspectiva biblică, perspectiva creștină a avortului. Așa că începem în forță anul acesta și împreună cu dumneavoastră, frate pastor, vom încerca să înțelegem ce spune Scriptura despre avort. Dacă ne uităm în spațiu public și dacă doar vom da un search pe Google, vom vedea atât de multe opinii pro, contra, fiecare cu tot felul de idei și mai ales cu diverse, să spunem, ideologii cât mai nocive, dacă aș putea spune, asupra vieții. Noi, în seara aceasta, împreună cu dumneavoastră, vom încerca să înțelegem, în primul rând, ce este viața, cine este cel care dă viața și ce rolă are nașterea de copii, că până la urmă despre asta discutăm, în tot ce înseamnă parcursul acesta pe care Dumnezeu l-a așezat în ființa umană. Să se nască, să trăiască și apoi să se ducă la cele veșnic. Așa că, haideți să vedem cum vedeți dumneavoastră problema aceasta a avortului și apoi, bineînțeles, ne ducem la Sfânta Scriptură să vedem ce ne spune Scriptura despre avort. Aș începe afirmând faptul că dintre toate problemele de natură morală, cele mai sensibile sunt acelea care privesc viața și moartea. Iar dintre problemele ce țin de viață și de moarte, cea care afectează cel mai mult viața este problema avortului. Personal sunt un supraviețuitor al intenției mamei mele de avort. Mama mea a avut un mariaj nefericit și a vrut să renunțe la sarcină, realizând faptul că nu are un viitor cu tata în cuplu. A încercat fără succes, în repetate rânduri, să scape de sarcina nedorită, folosind tot felul de metode ale anului 1962. La 6 luni după nașterea mea, părinții au divorțat. Legea m-a dat în grija mamei, însă mama s-a recăsătorit și am rămas în grija bunicilor care m-au crescut. Ea a revenit mai târziu în casa bunicilor, a plecat din nou, a revenit și experiența aceasta a absenței părinților mei m-a marcat pentru întotdeauna, constituindu-se în cea mai puternică lecție de viață, care urma să-mi definească filozofia de viață și viitorul, respectiv familia mea să nu se destrame niciodată, indiferent de circumstanțe. Contextul acesta m-a expus unei copilării grele, dar frumoasă, fiindcă lucrurile grele cred că scot parfumul din inima omului. Adevărul este că nu aș schimba absolut nimic din trecutul meu și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a permis să mă nasc într-un context de adversitate, de greutăți, care context m-a mobilizat, m-a format, m-a învățat să lupt, să găsesc soluții, să supraviețuiesc în orice situație, fără să mă plâng, să aștept, să pretind, să cred că mi se cuvine.
Cu ceva timp în urmă, o organizație religioasă mi-a cerut să prezint un seminar despre avort. Nefiind medic de meserie, a trebuit să mă documentez temeinic și am intitulat seminarul meu despre avort Strigătul Mut, care titlul este de fapt numele unui film inspirat din viața unui celebru medic obstetrician. Dr. Bernard Nathanson, care este ginecolog și obstetrician, este recunoscut internațional și este cofondator a ceea ce este numit acum Liga Națională de Acțiune pentru Drepturile la Avort. El a deținut și a lucrat în cea mai mare clinică de avort, fiind implicat direct în peste 60.000 de avorturi. Studiul pe care el l-a făcut cu privire la evoluțiile din știință pentru a observa copilul nenăscut în pântecele mamei, l-a dus la concluzia că a făcut o greșeală oribilă. A demisionat din poziția lui și a scris în New England Journal of Medicine că a fost profund tulburat de certitudinea tot mai mare că am prezidat, de fapt am făcut peste 60.000 de decese. Mai târziu, folosind experiența vieții lui, a făcut filmul Strigătul Mut, așa cum menționam mai devreme. Atunci când am făcut seminarul acesta, am încercat să înțeleg cum o mamă care e așa de sensibilă cu toate lucrurile din jurul ei, cu toate persoanele din jurul ei, poate să accepte decizia să-și omoare propriul copil care se naște din ea. Am citit, am întrebat, m-am documentat și am ajuns la concluzia că sunt multe motive pentru care avortul este acceptat. În primul rând, de femeia gravidă și apoi de societate și de legislație. Unul dintre motive este că femeia depinde în general financiar de tatăl copilului, care uneori cere să facă avort, considerând tot felul de situații complexe care se regăsesc în relațiile dintre bărbat și femeie și nu neapărat dintre un bărbat căsătorit cu o femeie. Apoi, femeia fiind necăsătorită și ajungând însărcinată, se teme de disprețul cunoscuților și cel mai ușor este să scape de sarcină. Sau crede că nu e momentul potrivit să aibă un copil pentru că deja mai are copii sau poate are o situație financiară precară, poate este într-o situație relațională cu soțul sau cu bărbatul cu care a făcut copilul destul de tensionată și, sigur, ajunge la cea mai simplă decizie. Decizie simplă pe moment, dar complicată pe termen lung. Sau apreciază că este ori prea tânără, ori prea bătrână pentru a da naștere unui copil, sau că are o situație materială precară și nu poate să întrețină copilul, neputându-i oferi un stil de viață care crede ea la momentul acela că copilul ar merita. Sau contracepție nereușită, mai mult de jumătate din femeile care au făcut avort foloseau o metodă contraceptivă în perioada în care au rămas gravide și erau îngrijorate de faptul că copilul s-ar putea naște cu posibile malformații. Sau întreruperea unei sarcini nedorite sau prevenirea nașterii unui copil malformat sau cu bol grav, așa cum spuneam mai devreme. Alte ori e vorba de o sarcină în urma unui viol sau incest sau afecțiune fizică sau psihică care pune în pericol viața gravidei în cazul în care sarcina se menține. Este interesant să ne uităm puțin în istorie, în diverse culturi, în diverse etape ale istoriei umanității și să observăm cum au gândit oamenii de-a lungul timpului, cum au gândit oamenii din alte culturi și din alte perioade ale istoriei, încercând să ne dăm seama cum au ajuns oamenii să accepte că un copil poate fi omorât, justificându-te că e doar un țesut, e doar un fătus, e doar o bucată de carne care oricum nu poate fi considerat un copil. De pildă, codul lui Hammurabi, care a fost publicat în anul 1728 înainte de Hristos, menționează faptul că fetiții pedepseau avortul cu amendă sau cu moartea. Oamenii nu aveau parte de educația noastră, de legislația noastră, de industrializare, de tehnologizare, de digitalizare și totuși gândeau în termenii ăștia.
Imperiul Asirian, care a fost unul dintre cele mai sângeroase imperii din istorie, pedepseau femeile care își declanșau singure avortul. Celebrul medic grec Hipocrate s-a opus prin jurământ avortului. Părinții bisericești, să nu vorbim de părinții bisericești, atât cei din Răsărit cât și cei din Apus, au crezut că avortul este la fel de grav ca adulterul și lepădarea de credință. În cultura indiană, de pildă, textele literaturii Veda, care este un fel de Biblia în religia creștină, considerau că avortul este un păcat pentru care nu există iertare. În budism, codul lui Manu și Zenda, Vesta, considerau uciderea copiilor în sânul, în pântecele mamei, un păcat la fel de grav ca și uciderea părinților. De asemenea, în Anglia, o lege a stabilit o pedeapsă pentru avort, așa cum a făcut-o și legea americană înainte de anul 1973, când avortul a fost legiferat prin decizia Curții Supreme a Statelor Unite. Dacă încheiem argumentația aceasta cu Didache, adică învățătura celor 12 apostoli, unde scrie să nu ucizi prin avort pe fătul tău și să nu dai pieirii pe întâiul tău născut. Într-una dintre scrierile sale, Papa Ioan Paul al II-lea denumea avortul ca fiind cultura morții, remarcând contradicția dintre susținerea dreptului omului și legalizarea avortului, care este într-adevăr o contradicție, un paradox teribil. În trecut, avortul, chiar dacă era practicat, cel puțin nu era justificat și nu era legalizat. Astăzi suntem înconjurați de oameni educați, de specialiști în drept, în medicină, și totuși am ajuns la performanța dramatică să justificăm și să legalizăm avortul. Așa este, și mă bucur că ați făcut acest parcurs în istorie, pentru că până la urmă vedem, și e bine să facem acest exercițiu, că problema aceasta a uciderii, a pruncuciderii, putem să-i spunem fără nicio ezitare în termenii reali, dar pruncuciderea, încă din pântecele mamei a fost o preocupare a societății încă din vechime. Nu știm exact când omul a decis sau a considerat, pentru că la vremea respectivă, deși existau forme destul de, să spunem, avansate de medicină, bineînțeles, nu vorbim despre medicina modernă, dar oamenii se tratau, existau metode de a se trata. Nu știu la ce motivație aveau la vremea respectivă pentru a considera fătul, da? Ceea ce Dumnezeu a pus în pântecul mamei, altceva decât un copil în dezvoltare. Acum, dacă mergem pe orice site care promovează avortul, vom vedea că primul motiv pe care îl vedem acolo, frate pastor, este legat la viață. Se spune că, de fapt, acel mănânc de celule nu reprezintă nimic. Este ca și o malformație, ca o tumoare. Deci, practic, scot viața din acele celule pe care Dumnezeu au făcut să ia naștere acolo. La vremea respectivă sunt curios care ar fi fost motivația, dar ce e interesant este că pozițiile au fost atât în religia creștină, și ați vorbit de părinții bisericii, plus în religiile, să spunem, înainte de creștinism. Oamenii aveau cultura aceasta a vieții și înainte de apariția creștinismului. Dacă ne uităm la statisticile despre avort, în general, adepții avortului încearcă să argumenteze necesitatea acestuia, invocând tot felul de situații limită, care de altfel, în realitate, se constituie doar în excepții. De pildă, situații de viol, de incest, sănătatea sau viața mamei care este pusă în pericol în anumite situații ale sarcinii sau chiar sănătatea și viața copilului. Însă statisticile, cel puțin din Statele Unite, contrazic acest argument. Aș vrea două, trei exemple numai să spun. Vă rog. Avorturile care sunt făcute în situații de viol reprezintă 0.3%. 0.3%. În situații de incest, 0.03%. Situații în care avortul e făcut pentru a proteja sănătatea sau viața mamei, 0.8%. Situații în care se are în vedere protejarea sănătății și viața copilului, 0.5%.
În concluzie, toate aceste pretinse argumente pe care le flutură întotdeauna persoanele pro-avort înseamnă doar 1,73%, nici măcar 2%. În concluzie, avorturile se fac la cerere în proporție de 98%. Ele pornesc din mintea, din inima mamei, din inima femeii însărcinate și nu are legătură cu aceste pretinse argumente. Statisticile spun că 64% dintre femei sunt influențate să facă avort. De cele mai multe ori sunt influențate de bărbat, de bărbatul cu care a rămas însărcinată. Rata sinuciderilor în rândul femeilor care au făcut avort este de 6 ori mai mare decât în cazul femeilor care nu au făcut avort. În România, pe data de 1 octombrie în 66, avortul a fost interzis după ce în anul 65 s-au înregistrat 1.115.000 de avorturi. În 55, România a avut cea mai mare rată a avorturilor înregistrată vreodată pe plan mondial. Din 1.000 de femei însărcinate, un sfert dintre acestea făceau avort. De fapt, România și Rusia sunt singurele țări din lume ale căror număr de copii avortați a depășit numărul populației în viață. Sunt o grămadă de teorii cu privire la viața umană, la concepție sau la naștere. Sigur că în funcție de răspunsul pe care noi oamenii, începând cu specialiștii, medicii, au dat răspuns, avortul este crimă sau este o alegere protejată de lege. Manualele medicale și lucrările de referință, lucrările științifice, sunt de acord că viața umană începe la concepție. De pildă, am citit despre doctori proeminenți care în lucrarea lor de biologie și obstetrică au declarat că zigotul este format la care reprezintă viața, este format la începutul vieții, zigotul fiind prima celulă din care se concepe copilul, formată prin contopirea celor două celule de la bărbat și de la femeie. Spuneau ei, prin contopirea gameților, adică spermatozoidul și ovulul, ia naștere o singură celulă fecundată, care e zigotul, și acesta este începutul noii vieți, începutul unui nou om, unui nou individ. Există o diversitate a punctelor de vedere în legătură cu avortul. Avortul poate fi spontan, complet sau incomplet, terapeutic sau la cerere. Există 3 poziții de bază în ceea ce privește avortul, toate concentrându-se pe problema statutului uman al copilului nenăscut. Pe marginea statutului, acestui punct de vedere, care este statutul copilului nenăscut? Poziția conservatoare pe care noi o împărtășim este faptul că el e întregime uman. Evident că persoanele care îmbrățișează punctul acesta de vedere sunt împotriva avortului, pentru că de fapt ucizi un om. Chiar dacă omul acesta e un bătrân, e o femeie, e un bărbat, e un adolescent, e un copil sau este un copil încă nenăscut, adică trăiește într-un alt loc, ascuns în pântecele mamei lui. Dar el când iese este un om. Apoi, a doua poziție este potențial uman. Cei care susțin această opinie sunt de partea avortului doar în anumite circumstanțe. Așa cum menționam mai devreme excepțiile acelea, poate viol, poate viața mamei este pusă în pericol, poate copilul are malformații pe care specialiștii, medicii le-au văzut în viața intrauterină a copilului. Și a treia poziție este subuman. Cei care cred că nenăscuții sunt subumani, ei practică, oferă posibilitatea ca avortul să fie făcut la cerere. Adepții acestei teorii susțin punctul lor de vedere folosind următoarele argumente. Ei spun, fătul nu este, este doar o parte a corpului femeii însărcinate, așa cum sunt amigdalele sau apendicele sau alte organe care pot fi extirpate. Argumentul este ridicol, pentru că din amigdale nu iese un om, din apendice nu se naște un copil. Fiecare celulă din amigdale, din apendice, din inimă, din plămânii mamei are același cod genetic cu mama, însă copilul nenăscut are un cod genetic diferit.
Este o altă ființă, este o altă persoană. De aceea mi-a plăcut mult titlul acelui film, Strigătul Mut. Adică un strigăt pe care nu-l aude nimeni. Adevărul că mama și copilul sunt două persoane distincte este dovedit de faptul că mama poate muri în timp ce copilul trăiește. Dacă copilul ar fi o prelungire a corpului mamei, atunci el ar muri automat în situația în care mama, purtătoarea copilului, ar muri. Sau un alt argument vorbește despre interzicerea avortului în comunism, care a ucis 12.000 de, aproximativ 12.000 de femei însărcinate. Interzicerea trecerii pe culoarea roșie a semaforului nu este responsabilă de moartea șoferilor care aleg să treacă pe roșu. Au murit 12.000 de femei, dar au fost salvați 15, 20 de milioane de copii. Dacă cineva trece pe roșu, asta nu înseamnă că legea va desființa culoarea roșie a semaforului, că oricum unii trec pe roșu. Argumentul este subțire. Alții spun că a fi pro-life, adică pentru viață, înseamnă a fi împotriva pro-choice, adică pro-alegere. Antonimul lui pro-life, cu adevărat, nu este pro-choice, adică nu e pro-alegere, ci e pro-moarte, pentru că un copil avortat este un copil ucis. Susținătorii avorturilor nu-și spun pro-moarte, deși asta sunt, și ei spun pro-alegere. Ei numesc alegere. Nu numesc moarte pentru ca să cosmeticizeze realitatea pentru marele public, pentru mame și pentru viitoarele mame mai ales. Ne place sau nu, femeile vor continua să facă afort, spun ei, și atunci nu are rost să încercăm să oprim lucrul acesta pentru că este imposibil. De aceea ar fi mai bine să găsim o lege care rezolvă problema asta. Însă cum ar fi să negăm utilitatea legii de circulație la care făceam referire puțin mai devreme, folosind argumentul că ne place sau nu, oricum vor fi șoferi care vor trece pe culoarea roșie a semaforului. Ce rost mai are să avem semafor dacă uneori unii dintre șoferi vor trece pe culoarea roșie a semaforului? Este acesta un argument pentru a desființa legea semaforului? Întrebarea mea este dacă desființăm legea semaforului de la marile intersecții din București, cum ar arăta circulația aceea? Haos. Sau alții spun că decât să faci avorturi clandestine, expunând sănătatea sau poate chiar viața mamei, mai bine să faci avort legal sub supraveghere medicală. Însă gândiți-vă la crimele naziste, care nu sunt mai puțin vinovate pentru faptul că s-au făcut legal și sub supraveghere medicală. Înseamnă că dacă se face legal și sub supraveghere medicală, crimele acelea pe care noi astăzi le contestăm, ba chiar le condamnăm, au fost permise? Nimeni nu se gândește să organizeze centre unde violurile sau jafurile să se facă în condiții umane de igienă și de control medical. Dacă violurile s-ar face în condiții de igienă și sub control medical, ar fi morale? Sau spun ei, nenăscutul e doar un embrion. E un fetus, un țesut, un produs al concepției, dar nu e un copil. Mișcarea aceasta numită pro-alegere, pro-choice, folosește termenul embrion, făt, sarcină, pentru a putea folosi termenii eliminat și avort, nu ucis, nu omorât. Dacă ar folosi cuvântul copil, ar trebui să folosească și cuvântul ucis. Dar folosește cuvântul țesut sau embrion sau făt sau sarcină pentru ca să poată folosi cuvântul eliminat, pentru că acestea vin la pachet. Din cauza unor schimbări semantice care sunt convenabile pentru politica pro-choice, realitatea este ascunsă pentru publicul larg. Copiii sunt depersonalizați, adevărul mascat și oamenii sunt derutați și manipulați. Sau alții spun că avortul e o problemă între gravidă și medicul ei. Nu-i treaba nimănui, altcuiva. Fiecare femeie are dreptul la viață privată. Eu vă întreb, i-ar permite legea unui soț să-și bată soția în casă doar pentru că ceea ce fac este problema intimă a familiei lor? Așa răspunde poliția la o femeie care sună disperată la urgență, spunând că este agresată de soțul ei? Atunci când o mamă își omoară copilul, poate ea să spună că e o problemă personală?
care nu privește pe nimeni altcineva? Toate aceste întrebări și argumente, de fapt, nu mai sunt verbalizate, nu mai sunt făcute public. Dimpotrivă, oamenii sunt încurajați să îmbrățișeze o altă ideologie, care este specifică vremurilor noastre. O ideologie tolerantă, unde este sfidată morala, unde este sfidată viața altuia și unde un egoism feroce dispune ca altcineva să fie ucis pentru că încă nu are puterea să se apere. Dacă mama ar fi reușit, eu astăzi nu aș mai fi fost în viață. În timpul acela nu aș fi putut să-mi spun punctul de vedere. Dar astăzi, pentru că trăiesc și îi mulțumesc lui Dumnezeu, dar și mamei mele pentru că nu a reușit, astăzi mă bucur de viață. Însă un copil, indiferent de faza în care, de concepție în care se găsește în viața lui intrauterină, doar strigă, însă strigătul lui este mut. Așa este. Dumnezeu este cel care dă viață, Dumnezeu este cel care se îngrijește de viața copilului. Am auzit o vorbă în popor, frate pastor, spunea că fiecare copil se naște cu o pâine de gât. O vorbă populară, ca și cum, indiferent de greutățile acestea pe care le-ar avea, și unele a spune că sunt justificate. Și nu e vorba numai despre cazul dumneavoastră. Sunt multe situații care, din punct de vedere material, sunt foarte, foarte slabe, sunt foarte, să spunem așa, cu nesigure. Și atunci femeile, și nu numai femeile, că de obicei vina cade pe femei, dar nu uităm că pe lângă femei există și un soț, un bărbat, ba mai există și o familie care și ei contribuie la luarea unor decizii de genul acesta. Și problema aceasta a materialismului, a grijei de mâine, a grijii de mâine, a faptului că nu o să ai ce să-i dai să mănânce, nu o să ai cum să-l îngrijești, au dus la moartea a milioane de copii în România și noi vorbim despre ce se întâmplă pe tot globul. Ce vreau să spun este următorul lucru. În providența sa Dumnezeu se îngrijește, s-a îngrijit și se îngrijește în continuare și nu cred că în România, inclusiv în perioada comunistă și înainte, au existat copii care au murit de foame sau nu mai vorbim de zilele astea. Deși în continuare România ocupă un loc fruntaș în ceea ce privește numărul de avorturi în lume. E strigător la cer. Problema aceasta, ca oricare alta, este extrem de complexă. Și sigur, femeile însărcinate care ajung să facă avort, fiecare dintre ele se constituie într-o poveste. Sunt și povești care se constituie într-o excepție. Însă, de cele mai multe ori, avortul nu este argumentat, nu are argumente solide. Este făcut în urma unei plăceri iresponsabile. Adică oamenilor le trebuie plăcerea sexuală, dar fug de responsabilitatea parentală. Le trebuie sex, însă nu le trebuie copii. Și dacă nu reușesc să evite copilul, din vari motive, copilul este cel care trebuie să plătească cu propria lui viață, ajungând să fie ucis înainte ca să trăiască. E o societate fără milă. Am văzut un film creștin intitulat Care este numele copilului pe care l-ai ucis, pe care l-ai avortat? Un film dramatic. Este o problemă care, atunci când te apropii de ea, devine extrem de dramatică. Fiecare dintre noi trăim o singură dată. Și dreptul acesta nu ar trebui luat nimănui care ajunge să fie conceput, indiferent de faza concepției. Dacă nu poți evita concepția copilului în momentul relației intime, atunci nu-ți poți permite să ucizi viața aceasta în faza ei incipientă, în începutul ei. Nimeni nu are dreptul acesta, nici mama. Pentru că mama este o viață separată de copilul care se naște în pântecele ei. Iar ea are dreptul doar asupra propriei vieți. Și chiar dacă viața ei înșiși
o ia. Dacă se sinucide, acesta este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Noi care ne ferim să nu înjurăm, să nu mințim, noi care încercăm să dăm dreptul la minorități, la animale, la începutul lui ianuarie, pe 16 ianuarie, s-a dat o lege potrivit căreia animalele sunt doar de companie, de serviciu, precum câinii dresați, ci sunt și animale pentru suport emoțional. Adică există animale cu scop terapeutic, cu alte cuvinte, peturile astea pe care le avem prin casă, câini, pisici, mai nou porci, porcușori și tot felul de lucruri. O să te trezești că cineva în autobuz sau în avion stă cu un porcușor în brațe pentru că e suport emoțional. Adică omul a ajuns așa de frustrat, așa de falimentar, așa de jos, încât va trebui să țină un porcușor în brațe ca să aibă suport emoțional. E greu să acceptăm faptul că umanitatea, unde liceul este minimul de educație, a ajuns așa de rău, așa de jos, încât să ținem în brațe animale care sunt necuvântătoare pentru a avea echilibru, pentru a ne vindeca de anxietate și depresie. Nu-i de mirare că legislația aceasta legalizează și justifică uciderea unor copii nevinovați. Adevărul este că punctul de vedere al femeilor după ce au avortat este diferit de punctul de vedere pe care l-au avut înainte de decizia să renunțe la propriul copil. Sunt o grămadă de simptome post-avort care transformă pentru întotdeauna viața acestei mame, acestei femei, într-un coșmar ce se manifestă dramatic. Unora le este teamă și evită medicii, nu mai vor să intre niciodată într-un cabinet medical. Altele rămân cu sentimente de tristețe, de deprimare, de amărăciune, de depresie, poate chiar de anxietate. Cultivă sentimente de invidie, de durere, de plâns, uneori isteric, la vederea copiilor sau altor femei însărcinate. La amintirea zilei onomastice a copilului ucis, femeia aceea are o perioadă critică. Uneori au vise, au coșmaruri, visează că nu are copil sau că cineva îi omoară copilul, poate pe cel care este în viață. Să nu vorbesc de rușine, de sentimentul de vinovăție, de care nu poate scăpa niciodată. Fac o paranteză să spun următorul lucru. Ateismul este o credință, după cum creștinismul este o credință. Încercați, vă rog, să vă concentrați și să gândiți la ceea ce urmează să spun. Creștinii cred că există Dumnezeu și pentru faptul că ei cred, se numesc credincioși. Ateii cred că nu există Dumnezeu. Deci ateismul este o credință. Numai că ateul crede că nu, creștinul crede că da. Dar ambii cred ceva, da sau nu, tot funcția credinței acționează. Ei bine, chiar dacă femeile acestea sunt împinse să creadă că nu există Dumnezeu și că nu e păcat să ucizi un copil în faza de început a vieții lui, ele se vor gândi cel puțin o dată în fiecare zi, dacă există Dumnezeu, ce am făcut eu, cum se numește? Dacă există Dumnezeu, ok, eu mă mint pe mine că nu există. Dar ce argumente am că nu există? Permiteți-mi să mai fac o paranteză. La începutul credinței mele, la vârsta de 21 de ani, când m-am convertit citind Biblia, eram speriat că oamenii mă întreabă care sunt argumentele tale pentru faptul că ai devenit un cititor al Bibliei, un om care se roagă, ți-ai schimbat viața, încerci să trăiești în puritate numită de tine sfințenie, te duci la biserică, nu mai fumezi, nu mai bei, mă rog, și multe alte fapte umane care sunt considerate de Biblie păcat. Și nu mă vedeam suficient de capabil, de înzestrat cu argumente intelectual ca să răspund la întrebările acestea. Care sunt argumentele mele? De ce cred eu că există Dumnezeu? Însă cu timpul
m-am obișnuit, în loc de răspuns, să pun o întrebare și să-l întreb pe cel care mă întreabă care sunt argumentele mele că Dumnezeu există, să-i spun următorul lucru. Apreciez foarte mult că îmi dai posibilitatea să-mi argumentez credința, însă înainte să răspund care sunt argumentele mele că Dumnezeu există, pentru că te văd așa interesat de subiectul ăsta, aș vrea să îți ofer ție primul posibilitatea să prezinți argumentele tale că Dumnezeu nu există. Chiar l-ai căutat peste tot, pe toate planetele, în tot universul și nu l-ai găsit? Chiar ai făcut călătorii prin cosmos mai multe decât Gagarin și nu l-ai întâlnit pe Dumnezeu? Care sunt argumentele tale că Dumnezeu nu există? Și dintr-o dată, omul se află într-o postură foarte neplăcută, pentru că e mult mai greu să răspunzi la întrebarea care sunt argumentele că Dumnezeu nu există, decât la întrebarea care sunt argumentele că Dumnezeu există. Ei, închizând paranteza și revenind la situația aceasta post-avort a femeilor care au trecut prin experiența asta, există foarte multă vinovăție. Chiar dacă în principiu ele nu cred că există Dumnezeu, sau dacă ele cred că există, cred că Dumnezeu nu se amestecă în treburi de genul ăsta, dacă Dumnezeu nu se amestecă în situația în care un om este ucis, ce fel de Dumnezeu mai este acesta? Păi se amestecă poliția, se amestecă justiția. Cum să nu se amestece Dumnezeu care a creat universul și cu mâna lui l-a făcut pe om? Sentimentul acesta de vinovăție conduce la izolare, la sensibilitate, la fobii, la insomnie. Se manifestă prin mâncat excesiv sau prin infometare, prin irascibilitate crescută, prin indiferență vinovată sau protecție excesivă față de copii în general sau față de ceilalți copii pe care îi are, prin gânduri de sinucidere, probleme serioase legate de viața intimă, pentru că întotdeauna, în timpul unui act sexual, se gândește la actul sexual în care a fost conceput copilul, care mai apoi l-a ucis. Și fiecare act sexual o duce cu gândul din nou la drama aceea, că în fața lui Dumnezeu e o persoană care și-a ucis copilul. Apoi o lipsă a încrederii în sine. Cum a putut să facă asta? Cum a putut să se lase influențată de media, de soț sau de concubin, sau de ideologia vremii? Evită femeile însărcinate pentru că ori de câte ori le vede, îl vede pe Dumnezeu care o condamnă că propria ei sarcină a pus-o într-un mormânt. Nu mai poate să vadă haine de copii, nu mai poate să vadă medici, spitale. Dezvoltă iratibilitate și furie fără motive raționale sau fără o justificare logică. Are dificultate să se ierte pe sine și să mai creadă că Dumnezeu o poate ierta. Dacă eu mint sau fur un lucru de 2 dolari, toată noptea mă simt vinovat și mă învârt ca un șurub în patul meu. Pentru că conștiința este vocea lui Dumnezeu din mine. Atunci cum este să-ți omori propriul copil? Nu ai omorât un dușman, un terorist, ți-ai omorât propriul fiu pe care Dumnezeu ți l-a dat, din care urma să iasă poate președintele țării, să iasă poate un avocat sau chiar un tractorist, pentru că nu există meserii umilitoare, numai lenea este umilitoare. Foarte interesant și abordarea pe care dumneavoastră o prezentați este absolut o abordare corectă. Am tot încercat de-a lungul anilor, de când facem cu ajutorul lui Dumnezeu aceste lucrări prin media, să expunem, să participăm la evenimente, să stăm de vorbă cu oameni care pot face ceva pentru promovarea vieții. Ba mai mult am participat de mai multe ori la marșurile acestea organizate și în România, cu Marșul pentru Viață. Suntem într-o bună colaborare cu organizațiile pro-life din România și slavă Domnului că încă sunt oameni care înțeleg. Dar vreau să spun un aspect pe care cred că ar trebui să-l discutăm, dacă se poate. În momentul în care încerci să vii cu viziunea creștină asupra vieții, asupra nașterii de copii,
ți se pune foarte mult în față ideea aceasta că Scriptura este o carte care și așa a creat mai multe crime decât a creat, să spunem, avortul de-a lungul istoriei. Și aici vorbim la războaie generate, războaie religioase, războaie dintre acestea care, nu mai vorbim despre inchiziție, și îi spune, domne, degeaba veniți voi să ne spuneți că viața, că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu promovează viața, că până la urmă Dumnezeu este viața, că tot din aceeași din același motiv, practic plecând de la aceeași carte, au murit alte zeci de milioane pentru că cineva așa a citit sau cineva așa a înțeles el că i-a spus Dumnezeu să facă. Și aici v-am spus exact. Inchiziția, greșeli, să spunem, pe care biserica credincioșii le-a făcut de-a lungul istoriei. Așa că, practic, dacă nu ești pregătit, dacă nu ești în măsură să dai un răspuns corect în fața acestor oameni, ai putea zice că ești bătut foarte ușor în zona aceasta argumentelor. Și mă întrebam, ce ați face dumneavoastră într-o situație de aceasta când de obicei ni se pun în față motivații care într-adevăr au existat în istorie, dar care acum realitatea le condamnă și bineînțeles unii deja și-au cerut iertare pentru greșelile pe care trebuie să recunoaștem și credincioșii le-au făcut. Biblia nu a ucis pe nimeni. Unii dintre cititorii ei au ucis. Apoi, dacă nu mă înșel și bine mi-aduc aminte, cred că au fost vreo 17.500 de războaie în istoria umanității. Un procent, cred că de 6%, 2 sau 6%, nu mai rețin, a fost inițiat de creștini. De unde a apărut ideea că războaiele sunt religioase? Pentru simplu fapt că oamenii care au inițiat războaiele au fost religioși? Încă ceva. Este cinstit să ne permitem astăzi să facem prostii, pentru că cei care au fost creștini în generațiile trecute au făcut și ei prostii? Este un argument să folosim greșelile lor pentru a le repeta și noi? Întrebarea se pune, este normal să ucizi pe cineva? Nu are rost să vorbim despre istoria creștinismului și să găsim în ea oameni care au greșit. Este ușor de înțeles că toți oamenii sunt imperfecți. Noi vorbim despre legea morală. Noi vorbim despre Dumnezeu și despre demnitate umană. Pe mine nu mă interesează ce au făcut oamenii din secolul 15, din secolul 10, din secolul 5 sau dinaintea erei noastre, înaintea de Hristos. Viața pe care eu vreau să o trăiesc, singura mea viață de 70, cel mult 80 de ani aici pe pământ, vreau să fie o viață detașată de prostiile făcute de alții. Nu vreau să imit ce au greșit alții. Vreau să excelez în ce au excelat alții. Trăiesc o singură dată. Vreau să trăiesc cea mai bună viață. Vreau să trăiesc cea mai demnă viață. Vreau să excelez în viața mea. Nu vreau să mă identific cu cineva care a greșit în trecut. Nu vreau să găsesc slăbiciuni în creștinism pentru ca să-mi justific propriile mele slăbiciuni. Nu, Biblia nu a ucis pe nimeni. Cum să ucidă Biblia când Biblia spune să-ți iubești aproapele cum te iubești pe tine? Pe Dumnezeu să-L iubești mai mult decât pe tine, iar pe aproapele? Cine este aproapele? Omul care stă în vecinătatea ta. Un dușman? Un ciudat? Un nebun? Un om complicat? Un om certăreț? Un bârfitor? Un furăcios? Sau soția? Copilul? Păi da, oamenii nu-și mai iubesc soțiile uneori. Ce șanse au să-și iubească vrăjmașii, cum spune Biblia? Biblia ne poruncește să ne iubim vrăjmașii. Sunt oameni care spun că se despart, că divorțează, pentru că nu se mai potrivesc la caracter, nu se mai iubesc. Păi ce șansă are bărbatul acela să-și iubească dușmanul dacă el nu e capabil să-și iubească soția? Sigur, atunci când vrei să divorțezi, găsești cel puțin 500 de argumente.
Nu vreau să devin ridicol și să condamn pe cineva care face lucrul ăsta. Nu ăsta este scopul meu. Nu-i treaba mea ce fac oamenii. Eu vorbesc doar încercând să pun în evidență niște argumente pro-moralitate, pro-Dumnezeu, pro-excelență. Trăim o viață unde avem parte de toată moștenirea celor care au trăit înainte de noi. Se apreciază că peste 115 miliarde de oameni au trăit în istoria umanității până astăzi. Noi avem onoarea să ne uităm în istoria lor, să evităm greșelile pe care le-au făcut. Chiar și mari oameni au greșit. Și să imităm excelența lor, calitățile lor, virtuțile lor. Cum pot crede eu că îmi pot ucide copilul doar pentru faptul că Hitler sau Stalin sau Mao Zedong sau alții au ucis cu milioanele? Și dacă ei au ucis cu milioanele, eu nu pot ucide un copil sau doi în perioada mea de viață maritală? Este acesta o gândire matură, o gândire de adult, o gândire dreaptă și cinstită? Spun că Biblia nu este adevărată. Care sunt dovezile că Biblia nu este adevărată? Scumpii mei, îmi puteți spune despre o altă carte care a influențat umanitatea mai mult decât Biblia? Îmi puteți spune o carte de vechimea Bibliei care este mai citită astăzi decât Biblia? Îmi puteți spune că o altă carte decât Biblia a fost prima carte care a fost tipărită în tiparnița lui Gutenberg? Îmi puteți spune că o altă carte decât Biblia a fost aleasă într-un sondaj de opinie pe zeci de mii de oameni care au fost întrebați dacă ai fi exilat pe o insulă și ți s-ar permite să duci cu tine o singură carte, care ar fi cartea aceea? Îmi puteți dovedi faptul că există vreo altă carte care schimbă viețile oamenilor și din niște criminali, din niște bețivi notorii, din niște curvari, din niște oameni stricați la minte, cu un comportament antisocial, au devenit niște credincioși de excepție care le era teamă să mai ucidă o muscă, convertindu-se nu neapărat la creștinism, ci la credința creștină. Primindu-L pe Hristos în inimă ca pe mântuitorul personal. Stimați prieteni, permiteți-mi să spun o afirmație care însumează tot ceea ce a spus până acum. Nimeni nu poate înțelege experiența creștină din afara ei. Ce șanse am eu să înțeleg experiența unei femei care naște acum în spital? Zero. Cât pot înțelege eu cu mintea din punct de vedere logic? Nimic. Câtă durere, cum mă pot asocia, cum pot eu intra în pielea unei femei însărcinate, eu, bărbat care nu nasc niciodată? În niciun fel. Exact cum un bărbat nu poate înțelege experiența nașterii unui copil pe care o are o mamă, tot la fel, niciun om care nu a experimentat convertirea, minunea, enigmaticitatea unei nașteri din nou, miracolul nașterii din nou, care este un miracol inexplicabil. Tot la fel, oamenii aceștia nu pot înțelege experiența creștină. Ei vorbesc despre un lucru pe care nu-l înțeleg din punct de vedere empiric, ci doar logic. Cât înțeleg eu logic din nașterea unui copil și experiența nașterii unei mame? Foarte puțin. Adevărul este că cea mai profundă formă de înțelegere, și închei, frate Cătălin, este experiența. Nu înțelegi ce înseamnă să fii soț sau soție decât atunci când ești soț sau soție. Nu înțelegi ce înseamnă să fii tată sau mamă. Nu ai sentimentul acela măreț, divin aproape, decât atunci când ești tată sau mamă. Nu înțelegi ce înseamnă să fii bunic decât atunci când ești bunic. Frate Luigi, nu vă las să plecați, să știți, nu încheiem emisiunea aceasta până nu răspundeți la două întrebări. Vorbeați de-a lungul emisiunii despre iertare. Sunt persoane, femei care au trecut prin experiența aceasta nefericită a întreruperii de sarcină din diverse motive și au rămas cu regretul acesta care să spunem așa, le face viața un chin. Vreau să spunem așa, din punct de vedere al Domnului Hristos, mai există iertare? Pentru că vă întreb lucrul acesta.
Sunt multe femei care nu reușesc să facă pasul acesta către credința creștină, pentru că cred că nu mai există iertare. Ele nu se pot ierta pe ele însele. Și din pricina aceasta nici nu se pot apropia pe Dumnezeu. Și pentru că consideră că dacă eu nu mă pot ierta pe mine, nici Dumnezeu nu mă poate ierta. Păcatul e prea mare, greșeala e prea mare. Și trăiesc o viață de aceasta, am spuneam eu, chinuită. O viață la limita existenței. Ce spune Domnul Hristos? Ce spune Sfânta Scriptură pentru asemenea cazuri? Ignoranța ne transformă în victime. Cunoașterea ne oferă adevărul. Biblia este cartea care oferă răspunsuri. Este adevărat că sunt mulți oameni care o ignoră, alții o critică. Fiecare om face ce vrea cu viața lui. Însă la sfârșitul vieții există o evaluare. De-abia atunci se vor număra bobocii, cum spunea bunica. Revenind, între epistolele scrise de Apostolul Pavel, 14 la număr, cea către Romani, în capitolul 10, conține răspunsul la acest subiect. Pavel acolo, apostolul, cel mai prolific scriitor al Noului Testament, spune că credința vine în urma auzirii, a informării, a luării la cunoștință. Aceste femei, categoria aceasta de doamne, de femei care au trecut prin experiența avortului, și acum fac o paranteză, felul în care am prezentat subiectul, probabil m-a pus în situația să intru în rolul celui care pare că acuză. Nu acuz. Nu înțeleg circumstanțele care v-au condus să ajungeți la decizia aceasta greșită. Nu am dreptul să vă acuz. Am dreptul doar să spun că a ucide este păcat înaintea lui Dumnezeu. Și după experiența avortului, numai dumneavoastră știți, stimate doamne, prin ce ați trecut. Însă vreau să spun următorul lucru. În momentul în care citim Biblia, realizăm faptul că prin citire noi am vorbit cu Dumnezeu și l-am ascultat pe Dumnezeu vorbind. Și acum știm ce vrea El, pentru că ne-am întâlnit cu El și l-am ascultat. În momentul în care eu mă întâlnesc cu dumneavoastră, frate Cătălin, și dumneavoastră îmi spuneți un episod din viața dumneavoastră, eu nu o să-l uit niciodată. Și tot timpul o să vă cunosc prin prisma la ceea ce mi-ați permis să cunosc din viața dumneavoastră. La fel este atunci când citești Biblia. Intri în prezența lui Dumnezeu și asemenea unei persoane, El îți vorbește și ceea ce îți spune te informează. Informație pe care tu nu o uiți. Și dacă tu alegi ca această informație să o aplici în mod personal la viața ta, dintr-o dată viața ta se schimbă, pentru că cuvintele lui Dumnezeu conțin o putere diferit de cuvintele pe care le spun oamenii. În general, cuvintele influențează. Noi oamenii suntem ființe influențabile. Noi putem influența prin exemplu de viață și prin argumentele noastre, dar putem fi influențați prin exemplele altora de viață și prin argumentele lor. Ei, Biblia spune următorul lucru. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Sau mai întâi să spunem 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. Copilașilor. Și se referă la copii în credință, la credincioși. Copilașilor. Vă scriu aceste lucruri. Care lucruri? Epistola, cartea care a fost scrisă, scrisoarea. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Legea lui Dumnezeu, regula lui Dumnezeu este următoarea. Fără păcat. Fără păcat. Dar nu urmează punct, ci virgulă. Dar dacă cineva a păcătuit, știți cine este acela care, deși credincios fiind, a mai păcătuit? Eu. Îmi este rușine să spun că, deși sunt credincios și sunt un îndrumător al credincioșilor, uneori, din neatenție, din grabă, am mai greșit, am mai păcătuit. Dacă nu exista această parte a afirmației, ci doar prima, copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Eu nu mă calificam. E adevărat, Hristos, când a murit și eu l-am primit în inima mea, El a iertat tot trecutul meu până la momentul prezent de atunci.
Dar eu n-am murit atunci ca tâlharul de pe cruce. Era cel mai simplu. Muream în cel mai bun moment, când aveam toate păcatele iertate. Eu am continuat să mai trăiesc și de 37 de ani tot trăiesc. În acest 37 de ani eu am mai păcătuit. Nu cu voia, nu fără mustrări de conștiință, ci ca și scăpare, ca și alunecare, ca și neatenție, ca și neveghere. Dar cu acestea ce se întâmplă? Pentru că e suficient într-o prăjitură, într-un cake unde pui 10-20 de ouă, un ou să fie stricat ca să arunci tot cake. Da? Degeaba îmi spui, domnule, dar sunt 18 ouă bune. Ce ții cont acum de unul al 19-lea? Dumneavoastră știți că 1000 de ouă o să fie bune dacă unul e stricat, aruncăm tot. O viață poate fi stricată pentru un singur păcat. De aceea Scriptura spune, dar dacă cineva a păcătuit. Dar dacă. Și acum revin la ce intenționam să spun. 1 Ioan capitolul 1, versetul 9. Dacă, observați un condițional, dacă, dar numai dacă. Dacă voi vă mărturisiți păcatele. Dar numai dacă. Dacă voi vă mărturisiți păcatele, Dumnezeu este drept și credincios să vă ierte păcatele. Virgulă. Și să vă curățească de orice păcat. Orice păcat. Mărturisirea păcatului și părăsirea acestuia, adică nerepetarea lui, este soluția divină. Femeile care au făcut un avort, dacă își mărturisesc păcatul cu o căință autentică, profundă, sinceră, și dacă îl părăsesc pentru restul zilelor lor în viața umană, ele sunt iertate de Dumnezeu. Amin, slavă Domnului. Noi oamenii facem clasamente pentru păcat, dar Biblia nu face. Sunt mici excepții. Păcat făcut în trup cu privire la adulter sau hula împotriva Duhului Sfânt, dar toate vorbesc despre necredință. Adică omul ajunge să nu mai creadă că Dumnezeu îl iartă. Și când omul crede că Dumnezeu nu-l iartă, Dumnezeu evident că se conformează credinței lui. Prin credință vine și răul și binele. Așa este. Versetul 7 din 1 Ioan, capitolul 1, încheie imediat, spune sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Păcatul care nu poate fi iertat este păcatul necredinței. Este păcatul de a nu mai crede că ești iertat. Păcatele acestea, nu vreau să intru în excepția hula împotriva Duhului Sfânt și nici păcatul făcut în trup, ci vorbesc la modul general, mai ales pentru comunitatea de femei care au trecut prin experiența păcatului avortului. Păcatul avortului este un păcat ca oricare altă încălcare a legii morale a lui Dumnezeu. Și cine se pocăiește, adică își mărturisește păcatul și îl părăsește, poate fi iertat. Asta nu trebuie luată ca o poziție a unui pastor numit nu știu cum sau nu știu cum. Este poziția Bibliei. Eu v-am dat referințe și sigur că nu am dat toate referințele, am încercat numai să spun un verset sau două sau trei pentru ca să-mi argumentez punctul de vedere care pretind că este biblic. Dumnezeul nostru nu este Dumnezeul condamnării, este Dumnezeul iertării. El nu-i Dumnezeul morții, nici al răzbunării, ci este Dumnezeul vieții și al iertării. Dumnezeu, ca orice tată, nu-și găsește plăcerea să se răzbune lovindu-și copilul și omorându-l. El l-a trimis pe fiul său, fiindcă atât de mult ne-a iubit încât l-a trimis pe fiul său. De ce? Ca să se răzbune, să ne pedepsească, de-abia să prindă ocazia și să ne lovească? Nu. Pentru ca să nu murim, ci să avem viață. Frate Luigi, înainte de a încheia, nu putem lăsa discuția asta fără și o chemare la acțiune. Eu cred că noi, ca urmașii lui Hristos, suntem promotori ai vieții sau ar trebui să fim promotori ai vieții pentru că Domnul Hristos spune eu sunt calea, adevărul și viața. Când vorbim despre promovarea vieții, ne gândim și la componenta aceasta, ceea ce spuneați dumneavoastră, pro-life, pentru viață. Cam care sunt sfaturile, îndemnele dumneavoastră practice pe care un creștin le-ar putea face. Un om care se hrănește din cuvântul lui Dumnezeu, un om care e creștin practicant, le-ar putea face astfel ca în jurul lui să poate
prezenta viața ca o prioritate și a ajuta pe alții să vadă viața așa cum Dumnezeu ne vorbește în Sfânta Scriptură. O să vă cer permisiunea să spun doar câteva gânduri în introducerea răspunsului meu. Vă rog. Și anume, aș vrea să spun câteva motive pentru care avortul nu trebuie făcut. În primul rând, avortul este un păcat în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu nu îmbătrânește, nu moare, nu uită. Apoi, avortul pedepsește suflete nevinovate, niște copii care nu au făcut niciun rău pentru a fi uciși. Apoi, femeile nu sunt niște obiecte sexuale, nici pentru propria lor plăcere intimă, nici pentru a bărbaților cu care întrețin un act intim. Apoi, primele feministe, când s-a născut feminismul, au fost pro-life, pro-viață, nu pro-moarte. Apoi, avortul e un act de discriminare. Cei fără apărare sunt uciși. Dacă copilul acela ar fi de 20 de ani, mama nu l-ar mai putea uci, însă face lucrul acesta într-un moment în care este micuț. Avortul determină apariția tulburărilor mentale și constituie un mare pericol pentru sănătatea femeii, favorizând în mod deosebit apariția cancerului la sân. Trebuie încurajată responsabilizarea. Uneori avortul încearcă să ascundă o aventură sau o relație falimentară. De aceea, ce ar trebui să facem ca și creștini în legătură cu avortul, să ne rugăm pentru oprirea lor în lume? Avortul e o crimă. Să ne implicăm activ în orice activitate pro-life, pro-viață. Să înțelegem mentalitatea vremurilor din urmă când toleranța erotică a înlocuit conceptul de abstinență sexuală sau castitate până la căsătorie. Pentru cei care au experimentat avortul, mărturisirea păcatului, așa cum menționam, și încrederea în harul și mila lui Dumnezeu, care oferă iertare, vindecare și restaurare. De ce? Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul vieții. Stimați prieteni, spun în încheiere lucrul acesta. Noi nu-L putem înțelege pe Dumnezeu, pentru că nu suntem ca El. Ce șanse are o furnică să mă înțeleagă pe mine? Niciuna. Pentru că ea nu este ca mine. Eu sunt o ființă așa de mare și de puternică, de inteligentă, în comparație cu o furnică. Noi putem să înțelegem câte ceva despre Dumnezeu și prin practicarea autentică a credinței noastre îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu este infinit și nu încape într-o minte finită. Noi nu putem să punem un obiect mai mare într-o cutie mai mică decât obiectul. De aceea, noi știm despre Dumnezeu ce spune Biblia. Aduceți-vă aminte că Biblia ne încurajează să credem și credința noastră este privită ca o neprihănire în fața lui Dumnezeu. Când apostolul Toma a venit la cei 11 ucenici și aceștia a venit Hristos și le-a vorbit, el a spus, nu cred dacă nu văd. Și noi astăzi spunem așa, ca să cred trebuie să văd. Stimații mei, noi confundăm terminologia. Bine, Hristos a revenit și a spus lui Toma, ai vrut să vezi, uite, mâinile mele și cicatricea din palme, din coastă, din picior. Și Hristos i-a dat o lecție de viață și i-a spus așa, tu crezi pentru că ai văzut, ferice de cei ce cred fără să vadă. Ce se numește credința? Să accepți că este adevărat ce spune Dumnezeu în Biblie, fără ca să ai argumentele necesare și să fii convins din argumente că este adevărat ce a spus Dumnezeu, ci pur și simplu să-L iei pe cuvânt, să te bazezi pe caracterul Lui, pe onoarea Lui și pe demnitatea Lui, că e stăpânul Universului și nu glumește cu tine și nu te minte. Dar Toma ce a făcut? Toma a constatat. Să crezi, n-ai nevoie de argumente. Te bazezi pe caracterul celui care îți spune un lucru. Să constați presupune argumente. Hristos nu l-a lăudat pe Toma că a avut nevoie de constatare, dar a spus Toma, asta nu-i credință, asta e constatare. Ți-am împlinit moftul pentru ca să vezi că eu-s Dumnezeu, dar să facem diferența între credință și constatare. Credința nu are nevoie de dovezi. Pentru mine Dumnezeu este persoana absolută, infinită, eternă, atotcunoscătoare, atotprezentă, atotștiutoare
este întruchiparea infinității iubirii, bunătății, milei. Milă înseamnă să nu-ți dea ce meriți, adică pedeapsa, care e moartea în iad. Har înseamnă să-ți dea ce nu meriți, adică viața veșnică în rai. Dragul meu prieten, nu există om perfect, pentru că noi trăim într-o natură compusă din duh, suflet și trup. Duh înseamnă conștiință și intuiție. Suflet înseamnă sentimente, rațiune și voință, iar trupul partea biologică, carnală. Ei bine, partea aceasta carnală poartă imperfecțiunea naturii noastre, care toată viața ne cere să manifestăm instinctele primare. Nu putem fi perfecți, dar putem fi perfectibili. Ne putem așeza sub autoritatea jertfei lui Hristos, care cu 2000 de ani a depus-o în locul nostru și pentru noi. Nu vreau să intru în detalii, pentru că, deși problema e simplă pentru explicație, în funcție de cunoașterea ascultătorilor, poate deveni lungă. Vreau să mă apropii de încheiere și să spun următorul lucru. Ești un muritor ca mine. Am apărut la maternitate cu câteva zeci de ani în urmă și vom încheia pe marginea mormântului peste o secundă, un an sau 50 de ani. Dar oricum, între aceste două dăți, maternitatea și mormântul, se derulează ceea ce numim viață. Calitatea acestei vieți hotărăște unde ne vom petrece veșnicia. Poate ești o persoană de gen feminin, care ai trecut printr-o una sau mai multe experiențe de avort, sau poate alt păcat, adulter sau altceva. Dacă Hitler s-ar fi pocăit, ar fi fost iertat de Dumnezeu. Dacă Iuda s-ar fi pocăit, cum s-a pocăit Petru, care a făcut păcat mai mare decât Iuda, dar nu s-a pocăit Iuda, dacă s-ar fi pocăit ca și Hitler, Dumnezeu i-ar fi iertat pe amândoi. Dar ei nu s-au pocăit. Ce vei face dumneata? N-ai făcut un păcat așa de mare, vizibil, ca și Iuda, și n-ai făcut un păcat așa de mare ca Hitler, dar ai făcut atâtea câte ai făcut dumneata și eu am făcut atâtea câte am făcut eu. Ce vei face în fața cerului deschis? Când Dumnezeu te va judeca pentru două lucruri. Unu, pentru ce ai făcut. Și îi vei spune: Doamne, n-am vrut să fac. Am avut viață grea, am trecut prin circunstanțe complicate, nu prea am avut de ales. A fost, uite, Doamne, a fost așa atunci acolo, Tu știi. Și Dumnezeu îți va spune: da, ai dreptate, sunt atenuante circumstanțele acelea. Și vei începe să prinzi curaj, că Dumnezeu te înțelege. Și vei spune: Doamne, și acolo am avut circunstanțe atenuante, Tu știi, noaptea aia, în ziua aia, știi că n-am vrut, dar am fost constrânsă. Și Dumnezeu va spune: știu, am fost lângă tine, te-am văzut, știu tot, știu și ce ai gândit și ce ai simțit. Dar îți va pune o întrebare la care nu vei mai avea ce să-i spui. Am venit într-o zi, printr-o predică, printr-o Biblie și ți-am vorbit că te pot ierta de toate păcatele dacă te căiești de ce ai făcut, dacă regreți și dacă crezi că Iisus Hristos e Fiul meu pe care l-am trimis ca să-și asume păcatele tale și tu să devii liber. De ce nu ai crezut? Și de ce nu te-ai pocăit? Pentru acestea nu mai există circumstanțe atenuante. Nu putem controla ziua în care ne naștem, nici ziua în care murim, dar putem controla ce facem între aceste două repere. Care este atitudinea mea și a dumitale în raport cu Iisus Hristos, Mântuitorul care și-a asumat păcatele mele și a murit pentru mine pe o cruce de la marginea Ierusalimului cu 2000 de ani în urmă? Știu, regreți avortul, regreți adulterul, regreți și lista continuă cu păcatele posibile în viața unui om. Dar acum poți repara absolut totul. Hristos a murit ca să fie iertat, nu condamnat. Mărturisește-ți păcatele lui cu intenția părăsirii acestora și ești iertat pe deplin, ca tâlharul de pe cruce. Au fost doi. Unul a rămas în moarte, în păcat. Altul s-a detașat de păcat și de moarte și a fost iertat în ultima clipă. Te invit să îți deschizi inima, să crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și să verbalizezi în mintea dumitale mărturisirea păcatelor pe care le-ai făcut. Te rog să-mi permiți să spun o scurtă rugăciune pentru un om ca dumneata, așa cum cu 37 de ani în urmă, cineva
trandafirșanu, a spus o rugăciune pentru sufletul meu. Tată Ceresc, suntem în fața ta într-un moment al istoriei vieții noastre și prin cuvântul pe care ni l-ai dat noi credem că tu ești creatorul tuturor lucrurilor și al nostru personal. Credem că fiul tău a venit să-și asume păcatele noastre și să plătească pentru vinovăția lor. Ne cerem iertare, ne căim de păcatele noastre și credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iartă-i pe toți oamenii care cred și care se căiesc. Și îți mulțumim că ai făcut lucrul acesta și dai eliberare și bucurie și pace și apoi viață veșnică în împărăția ta. Mulțumim, Tată! Îți mulțumim prin Hristos. Amin. Amin. Frate Luigi, vă mulțumim foarte mult pentru seara aceasta. Vă mulțumim că Dumnezeu v-a folosit și de data aceasta. Vă mulțumim că v-ați lăsat călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și ne-ați adus un cuvânt și o încurajare, mai ales acum la final, momentul acesta de chemare la pocăință, ar trebui să fie cel care mișcă inimile, cel care, într-adevăr, avem. Suntem cu toții păcătoși și apreciem tot ce faceți pentru ca cuvântul Domnului să răzbată la cât mai mulți oameni. Noi vă mulțumim și vă binecuvântăm. Ne rugăm pentru dumneavoastră ca acolo unde păstoriți, acolo unde predați, Dumnezeu să se folosească în continuare de dumneavoastră și mai mult să facem cât mai multe emisiuni și atunci când Dumnezeu va îngădui să ne și vedem față către față. Vă mulțumim mult! Și eu vă mulțumesc din suflet, cu multă prețuire. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră și pe toți cei care sunt implicați în această emisiune. Mulțumim mult, stimați prieteni, încheiem emisiunea din seara aceasta. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă spunem la revedere!